Încep să fac vlog începând de acum. Salutare YouTube și bine ați venit la un nou vlog. Știu că n-am mai postat de foarte multă vreme pentru că am fost ocupat, dar încerc să mă revanșez. Astă seară o să mă duc la aeroportul din Otopeni din București să-l iau pe Tony Gale. Ați auzit bine, pe Tony Gale, profesionistul din Anglia la freestyle skateboarding, și o să fie foarte, foarte tare pentru că o să stea 4-5 zile pe la noi prin România și o să facem tot felul de videouri împreună. Așa că stați aproape. Și tu nu o să vii cu mine să-l iau, să stai aici, că trebuie să stai la muncă, bagabontule. Așa. Totodată, dacă tot mă duc în București, o să dau și prin voluntari pe la Alexandru Știru, după cum bine știți mulți dintre voi. Alexandru este sponsorizat de mine la freestyle și de curând i s-a rupt placa și a avut un pic de ghinion în ultima perioadă, i s-a tot rupt plăcile cam repede. Și a fost puțin cam jenă să mai îmi ceară alta, dar eu știu cum e să fii skater și o să trebuiască să-i duc o placă nouă, o să mă opresc la el acasă să-i las placa asta nouă, dar pe lângă asta, ia uite, îi mai dau încă una, să aibă două. Pentru că trebuie încurajat, nu trebuie să-i fie rușine să ceară. Cred că mai am ceva aici. Și o pereche de bolțuri pentru el, că știu sigur că nu mai are bolțurile bune. Deci sunt sigur că o să aprecieze și o să-l ajute foarte mult pentru că padelbordul nu este aproape. Acum așa pe un prieten și o să mergem în București. Ținem aproape. Gata, a venit prietenul meu, Babuinu, și acum o să mergem la București. Pa, furnii! Ne vedem mâine la skatereală. Oricum se pune ploaia astăzi, nu cred că o să dea pe skate. Torențială de aia, blana 8. Salut, domnul! Mulți te vor cunoaște, dar mulți nu. Vă dorim. Bă, nu jurăm pe vlogul meu, te rog. Să uite și copii. Hai, deschide ușa. Care? Asta sau uite, eu de fapt, deschid bagajul, hai. Aici frumos? Da, frate, parcă n-ai avea cu Citroen. Lasă că mai spală reguli. Dă-i bici amice că ne stă norocul, știi cum se zice. Rapul, cărgător. Ei, dale, dale, mele. Bă, tu ia mă drag cu permisul ăla și lasă-mă pe mine, că am mai mult am mers pe mașina decât ai tu pe jos. Hai, pleacă de ce? Ca la nebuni, m-a băgat la, m-a făcut la azil, m-a on top of me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy. Bucarest style, motherfucker. Ala Macanaki, ala Bucarest style. Aglomerație ca de obicei. Ce mult iubesc eu Bucureștiul ăsta, dar nu mai pot. De fiecare dată când vin, super aglomerație, frate. Întotdeauna. Stai, stai. Haide. Deci că a fost făcută mașina asta pentru cutilu. Am făcut o scurtă oprire până la Corner Shop să ne alimentăm cu niște spray-uri de graffiti pentru Slatina, că am rămas fără. Și de aici plecăm și ne oprim la Alexandru Știrbu să-i dăm plăcile. Da, boss. Ce faci, bossule? Uite, pe acasă, tu? Uite, tocmai ce am încărcat și eu mașina cu marfă de graffiti și acum mă îndresc spre tine, sunt pe lângă Piața Romană, pe acolo. A, bun, bun, bun. Hai că ajungi repede, că cam 15 minute ești aici. Ok, numai că nu știu exact, că e un pic cam aglomerat, e posibil să ajung un pic mai târziu, dar pun GPS-ul acum și mă îndresc spre tine. Da, da, ai, îți mai zic o dată stradă sau ai în o dată? Nu, stradă? Nu, erau Șerban, parcă era, nu? Da, 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 e. Perfect. Ok, hai. Pa, 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 pa. Hai, salutare. Stai că fac un vlog acum. Hai, lasă, vină cu că nu e fișai, nu se vede. Că așa nu ne-am văzut, trebuie să fac un video acum, știi ce faci, bro? Ce faci, bro? Bine. Sărmâna, sărmâna. Ce faceți? Uite, bine, am venit să-l iau pe un prieten al meu, fac și un video acum scurt pentru prezentare, că o să fac toți pașii ăștia și am venit pe la Alexandru. Ia uite, am ceva pentru tine aici. Bă, două plăci, frate. Da, frate, ca să, dacă mai rupi una, să ai una de rezervă să... Și ia-ți asta aici, ca să pui. Și stai că mai aveam ceva aici. Că știu că sigur că ai nevoie. Să am niște bolțuri, că sigur s-au strigat. Așa, ai văzut? Două plăci, dar n-am mai tăiat gripul aici, e să e bată, okay, știi? E ok, e ok, e perfect așa. Am ajuns
Am ajuns din nou în Slatina, am uitat să filmez când a venit Onighel. M-a luat cu valul, dar deja am ajuns în Slatina, l-am luat și pe Alexandru Știrbu. Hey, Onighel, how are you? That is bright. I've been in the darkness driving through Romania for 3 hours. But yeah, good. Salutare, băieți. Așa. Și acum că tot am ajuns, este ora 3 fără 5 minute și trebuie neapărat să ne culcăm pentru că mâine vrem să ne dăm pe skate și să facem content frumos pentru voi să-l vizualizați. Așa că ne auzim mâine. Noapte bună! Good morning, Onighel. As usual, your friend Marius Constantin is gonna wake you up today. What the fuck was that? What the... Motherfucker. Sleep, baby. You are a weird motherfucker, Steve. Toothless. Stay the fuck away from me, man. Okay. This is a special mode, a special way to say to me I love you or something. Bună dimineața, doar ce am parcat mașina, Știrbu s-a dus să arunce ceva la coșul de gunoi și stai aici cu Tony și o să mergem la skate shop. Hey Tony, we're gonna go to the skate shop right now to actually see it by, your, yeah. by yourself, you know, like in flesh. I've been meaning to come and see it for ages, so I'm pretty stoked. Yeah, let's go to Alexandru Lilea to see how it's going. Oh, okay, picture. Yeah, Marius gotta get yeah. it as well. Hey! Yeah. Skate shop it up. Let's go to the skate shop, motherfucker! Aproape am ajuns. După voi. Who's this? E Știrbu. Huggy. Yeah, we're gonna do that British way. Fucking Alexander, my man. Look at you working hard. Working hard, no fun. Yeah. Damn, man, this is a nice place here. Thanks, this man. Cool. You really appreciate it. Oh, I had your board, but I sold it. Hey, how come my board's on the bottom? I don't know, man. Fuck this. No, it goes there. Yeah. Oh, this is my forks, I think, and my plates. No. Oh, pillows. Yeah. Bianca told me to get them. Yo. Păi na, acum mergem. Yeah. Aparent ne-am trezit în orașul Craiova. Din întâmplare am zis hai să mergem în Craiova și uite că am ajuns. Pentru că suprafața de aici pentru freestyle este excelentă. Sunt eu, Onighel, Dani din Balș, Alexandru Știrbu și Alexandru Lilea, 5 freestyle skateri. Așa că hai să dăm repede drumul la o scurtă sesiune de freestyle. I do stationary. Fuck yeah! Yeah, I got the man. Oh!
But no. Acum. Am încheiat sesiunea, am venit să mâncăm ceva vegetarian. Oamenii mei. Oricum e fish eye. I'm eating, motherfucker, go away. Așa încheiem, așa încheiem ziua și să vedem ce o să ne rezerve ziua de mâine. Mergem la Sibiu. Toci mă, nu mai spune spoilere, nebunule. Hai, pa, pa.